colați, sunteți absolvenți. Unde veți merge? Tu de exemplu. Pedagogic. La liceu pedagogic. La liceu pedagogic. Unde? Sat Mare. La unde funcționează? La Slaviș, la Ioan Slaviș. Așa este. Ioan Slaviș. Ioan Slaviș. Alții? Deci când termin, te duci la? Profesional. Profesional. Ce merge de aici? Mecanic auto. Mecanic auto. Unde există profesională? În care sau în Tășani. Păi nu-i tot una. În care? No? Tu unde vezi? La arte, în Satul Mare. La? De arte de desen. La liceu de arte? Da. Un liceu foarte bun, să știi. Chiar un liceu foarte bun. Știu. Și îți place desenul? Da. Știi că în liceu ăla funcționează clasă de arhitectură? Da. E o clasă formidabilă. Formidabilă, poate cea mai bună clasă din județ care există. Nu m-aș oprinzi. Da. Acolo este profesor de arhitectură, un fost elev de-al meu. Tu? Profesională. Unde? În care? Mecanică agricolă. Mecanică agricolă. E cu tradiție. Îți legați foarte mulți de întreprinderile de acolo din jur, unde face practică și plătiți în timpul. Tășnat la filologie. Tășnat filologie. Dar vrei să fii profesoară? Nu. Dar ce? Nu știu, pe parcurs o să vedem. Bibliotecară. Nu știu. Nu te-ai gândit? Că dacă mergi la filologie... Da. Te mai gândești? E bine să discutați asta cu dirigintele și cu părinții. Foarte mult. Și când nu sunteți siguri, mai intrați câteodată la domnul director, cereți o audiență scurtă și discutați probleme din astea. Că poate să vă spună lucruri multe. Bine, vă mulțumesc. Succes. Bun găsit, stimați telespectatori. Vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune educativă. Așa cum vorbeam cu primarul comunei Santău, am venit cu gânduri deosebite bune la Santău, pentru că vreau în timp de 10 zile la televiziunea de Nord-Vest și la presă să apară localitatea așa cum este ea, o localitate de bun simț, în primul rând pentru oameni, o localitate înfloritoare, o localitate în care cultura domină și este la ea acasă. L-am rugat pe directorul școlii din Santău, pe domnul Balog Ciprian, l-am rugat să ne acorde un timp pentru o emisiune, să vedem ce se întâmplă în Santău, pentru că școala de aici întotdeauna a fost de tradiție, o școală în care educația a fost la ea acasă și n-a avut secrete față de copii. Domnule director, mulțumesc foarte mult că ne-ați primit. Am venit cu mult drag la dumneavoastră. Am propus să facem emisiune cu primarul, cu directorul școlii și cu preotul. De ce? Sunt trei instituții deosebite care dau tonul la tot ce se întâmplă într-o comună ca și Santău. Domnule director, este început de an și dați-mi voie să vă doresc să aveți multă sănătate, bucurii, împliniri, dumneavoastră, familia și colectivul cu care lucrați, copiii dumneavoastră ai școlii, care sunt peste 300 cu mult. Da. Domnule director, cum ați început noul an? În primul rând, bună ziua și bine ați revenit la noi în localitate. Eu spun că am început foarte bine, în sensul că se desfășoară, după cum ați și observat, un proiect prin PNDL, realizat de către autoritățile locale, și școala încet, încă nu este finalizat, corpul de clădire A este finalizat, cu ieșiri de siguranță, cu senzor pentru frum. Corpul acesta, corpul B, încă nu este finalizat datorită începerii cursurilor, dar în mare parte lucrările sunt aproape terminate. Deci, din punct de vedere al siguranței elevilor, al calității, al igienei, în primul rând, stăm foarte bine la acest capitol. Da. Iată că ați început cu bine și știu că și terminați cu bine, pentru că la dumneavoastră este o tradiție de rezultate frumoase. Și niciodată, așa cum am auzit despre dumneavoastră și cum vă cunosc,
nu veți ceda și veți fi omul acela ambițios, harnic, tenace. Domnule director, cum stați cu încadrarea? Avem 23 de cadre didactice, deci toate sunt calificate. Marea majoritate au și gradul didactic 1. Asta este un lucru, mare lucru, un lucru enorm pentru mediul rural. În rest, copii avem 308 copii. Sigur că situația demografică cam peste tot scade, dar asta nu este vina noastră. Așa este. Ci a tendințelor privind tineretul care pleacă la muncă în străinătate. Domn director, cunoscându-vă și felul dumneavoastră de a gândi, eu îmi pun mereu problema și caut răspuns la întrebarea, de ce pleacă tinerii? Consider că ei au consideră că acolo în străinătate se câștigă mult mai bine și probabil este singurul motiv. Da, asta este un motiv. Câștigul, deci merge pentru un câștig, e tânăr și în tinerețe vrea să se agonisească ceva bani. S-au mărit salariile la noi, la profesori. Da. Muncesc mai bine profesorii? Eu zic că da. Mărirea de salariu, sigur că îți oferă un nou statut, în sensul că dacă până acum aveam salarii foarte, zic eu, mici, astăzi nu mai purtăm grija zilei de mâine și nu suntem obligați să facem și alte activități care să contribuie la situația financiară a familiei și face ca noi să ne îndreptăm toate resursele spre actul didactic. Așa cum îi cunosc eu pe dascăli, ei au muncit normal, așa cum trebuie să muncească un dascăl, întotdeauna. Da. Și când au avut salarii mici, acum, pe semne, sunt mai motivați pentru a munci și a duce la îndeplinire sarcinile de pe fișa postului. Profesorii, dascălii, au fișa postului. Absolut, sigur. Și ultimul punct, care este acolo? Și alte sarcini. Da, delegate de către director. Categorii. Așa categorii. Este, da. Să nu uite corect. Niciun dascăl lucrul acesta, pentru că ce spune directorul este o sarcină care vine pentru fiecare cadru didactic în parte. Cine sunt copiii pe care îi școlarizați dumneavoastră? Deci marea majoritate a copiilor sunt ai Comunei Santău. În schimb, aducem și de la localitățile, de la Sudurău, un sat aparținător Comunei Santău, de la Chereușa, la fel, un sat, și avem copii care frecventează din Chisău și Becheni, care îi aducem, care aparțin de Comuna Săuca. Da. Vin la noi la școală, datorită condițiilor pe care noi le oferim. Ce am vrut să vă întreb? Aveți copii țigani? Ăștia frecventează? Să știți, prin demersurile pe care le facem și trebuie să ne deplasăm la ei de mai multe ori în timpul anului școlar, totuși am și împreună cu domnul primar, chiar am fost într-un an, le-am asigurat și câte un sandwich. Microbusul în fiecare zi pleacă la ei în cartier jos, îi aduce, îi ducem la amiază, încercăm să îi integrăm în totalitate. Avem încă câteva probleme, dar să sperăm că cu timpul le vom rezolva. Eu am curajul să vă întreb mai multe lucruri, pentru că atât primarul, cât și inspectorul general Călin Durra mi-a vorbit frumos despre dumneavoastră. În afară de faptul că ne-am cunoscut de mai multe ori, ne-am văzut la activitățile de aici și îmi pare bine că sunteți prezent peste tot. Școala este, de fapt, dătătorul de lumină aici și adună în jurul ei părinți, neamuri ale copiilor și întotdeauna în jurul școlii a fost o bucurie, întotdeauna a fost o fericire și la închidere de an și la deschidere de an și la promoțiile care ies. Vreau să vă întreb, domn director, au ieșit de pe băncile acestei școli mulți oameni care au devenit oameni mari. Da. Ăștia se mai întorc
câteodată la sărbători, la cele religioase sau sărbătoarea școlii, se mai întorc să vă vadă, să dea mâna cu dumneavoastră, să se mai intereseze cum e școala, cum a progresat clădirea în care au învățat ei? Sigur, avem o colaborare foarte strânsă. Pot să afirm că cu ocazia organizării Târgului de Crăciun, în scop caritabil, am realizat cu colegii și cu copiii lucruri pe care le-am vândut și din suma strânsă s-a strâns o sumă de bani și am ajutat copiii nevoiași. Au venit și cei care au deci tineri care au terminat aici la noi în școală, au aflat despre activitatea noastră și atunci au contribuit și ei cu sume de bani ca să sprijine acest demers. Anul trecut, la ziua comunei, a fost și o întâlnire de, dacă nu mă înșel, 60 de ani, de când au terminat școala. Au fost aici foarte mulți invitați, elevi, le-am dat catalogul, avem o arhivă foarte bine pusă la punct. Tot mobilierul este o sponsorizare de la un fost elev al școlii, domnul Chiartes, din Sighetul Marmației. Ce frumos! În valoare de peste 32.000 de euro, după cum vedeți, asta portocaliu, și o să vedeți și în clase. Deci, sigur, ne sprijină cei care au... Deci, fostul elev al școlii, da, a donat școlii mobilier pentru toată școala. Da. Extraordinar. Da. Extraordinar. Da. Se numește domnul Chiartes. Chiartes Ștefan. Ștefan este, da, din Sighet. Da. Adică e plecat de aici. Da, da. Este administrator. Da. Îl felicit pentru că are asemenea gândire și atașament față de școala care a făcut om. Da. E un lucru extraordinar. Și tot dânsul, într-un an școlar, a oferit tuturor copiilor care au luat premii 1, 2 și 3 niște sume de bani. Premii, în bani. În bani. Da. Ce frumos! Dacă ați avea foarte mulți din ăștia, domn director, da, v-ați scăpa de multe griji care le aveți. Domn director, nu întâmplător și primarul și generalul, pe care îl apreciez foarte mult, Călin Dula, poate să fie și președinte de Consiliu Județean, poate să fie și primar de municipiu, pentru că se pricepe, e bun, da, organizator, e un băiat cu carte, da, un băiat care știe să lucreze cu oamenii, atâția ani a lucrat la cadre, lucru extraordinar, da, și știe să lucreze cu oamenii, are o gândire bună, eu îl apreciez foarte mult. Da. De aia merge învățământul bine, pentru că el gândește bine. Da. Îl întreb de multe ori ce părere are despre directorii noștri. Să știți, acolo unde este director bun, școala merge bine. Acolo unde directorul are diriginți buni și învățători buni, școala merge bine. Da. Pentru că se ocupă, știu ce au de făcut. Având în vedere lucrurile acestea, că sunteți cu rezultate deosebit de bune și vă felicit, să știți că felicitările astea sunt cu mult mai puternice, că le vede toată lumea, le vede pe tot globul, da, și să știți că mă bucur întotdeauna când vorbesc despre învățământ și întâlnesc oameni pasionați, așa cum sunteți dumneavoastră. Domnul primar, domnul director, acum cu influența primarului asupra discuțiilor, nu cu câteva minute în urmă am terminat emisiunea, am rămas cu impresia că școala aceasta este puțin altfel decât cele obișnuite. Și prin tradiție. Aici au ieșit, cum vorbeam, oameni valoroși și în domeniul armatei. Avem aviator. Da. Lucruri extraordinare. Da. La sărbătorile de omagiere, copiii ăștia știu, sunt instruiți pentru sărbătoare. Știți de ce? Că în satul mare se obișnuiește destul de rău, eu trebuie să spun, îi duce la nu știu ce... Manifestare. Da. Și nu-s pregătiți copiii. Merg și butonează. Copiii-s copiii. Copiii ăștia trebuie să știe că au o mândrie deosebită în ei, că sunt din Santău. Pentru că e o școală
care a dat oameni de valoare. Și întotdeauna insistați, este un sfat, insistați la cadrele didactice, când merg cu copiii undeva, să fie pregătiți pentru ceea ce vor vedea. Să fie pregătiți, chiar să citească în prealabil câteva lucruri despre evenimentul respectiv. Contează foarte mult. Am văzut copii care merg la teatru și nu le interesează, nu știe cine, care e piesa, cine a scris-o și ce rezultate a avut, pe unde, ce succes a avut. Ei butonează și povestesc și n-are rost. În mediul rural totuși există foarte mult respect, respect pentru cadrele didactice, respect pentru țară. Pentru monumente. Pentru monumentele, deci manifestările care le organizăm împreună cu primăria. Chiar dacă în localitate există, deci suntem o localitate mixtă, români, maghiari, șvabi și țigani, să știți că nu este nicio discriminare. Foarte frumos. Lumea participă la evenimente. Foarte și frumos. În, probabil că ați auzit și de ansamblul pe care l-a categorii. Avut, ansamblul Vatra. Chiar și acolo, la dansurile românești, participă copii de etnie maghiară. Deci nu este nicio problemă. Și chiar le place și lor. Da. Și invers. Și invers, da. Vorbeam de cadrele didactice. Aveți și navetiști. Da. Se plătește naveta. Da. Deci, asta și asta, datorită Consiliului Local, niciodată nu s-a pus în problemă plata navetei, integrarea profesorilor. Din contră, cu ce ne și mândrim, și acum au beneficiat cei noi veniți de primă de instalare din partea Consiliului Local. Ce frumos! Da. Da. Deci se dă, când vine un profesor nou, da, un salar de instalare. Da. Ce frumos! E o veche tradiție și iată că da, se, aici s-a revenit. Aici, da, da. Da, e un lucru frumos. Vă înțelegeți bine cu primăria, cu Consiliul? Foarte bine. Chiar acum, în anul acesta bugetar, ne sprijină, avem ca și o mândrie un proiect european, K229. Săptămâna viitoare urmează să ne deplasăm în Londra, în Anglia, pentru o săptămână, într-un schimb de experiență, cu 4 elevi, 2 profesori, 6 școli partenere și deci observăm și acolo învățământul din țările respective. Partenerii avem pe Polonia, Spania, Anglia, Turcia și Bulgaria. Următoarea vizită, așa cum v-am mai spus, va fi în Anglia. De asemenea, chiar mâine vom depune un nou proiect pe la Fundația EMAG, nouă nepasă, da, care presupune la copiii care nu au reușit, nu însușesc pe deplin materia, să beneficieze de o masă caldă și profesorii să fie plătiți pentru orele suplimentare. Un proiect foarte frumos și da, vă doresc succes, îl duce la îndeplinire. Important e din proiectele acestea copiii să învețe. Să învețe multe lucruri, să nu fie numai pentru cei care pleacă. Așa când se întorc, să li se spună copiilor ce au văzut, ce au împrumutat de acolo, ce poate lua de acolo bun, ce poate nu ia nimic bun de acolo. Păi iau ei de la noi. Da. Se întâmplă și lucrurile acestea. Sigur, după fiecare mobilitate, se organizează o ședință cu toți elevii și cu profesorii, în care elevii participanți diseminează activitățile ce s-au întâmplat da, în țara respectivă. Foarte frumos. Să nu lăsați nimic neobservat și netrecut prin prisma vederilor copiilor. Contează enorm de mult. Domnul director, în munca cu părinții, să știți că mai nou școala puțin a cedat din prestanța și prestigiul pe care trebuie să-l aibă, pentru că s-a înțeles greșit de către mulți părinți că intervenția lor este hotărătoare la școală. Vreau să vă spun că nu-i deloc hotărătoare. Părinții au partea lor de contribuție la educație, da, la bunul mers a școlii, să contribuie cu tot ce poate pentru școală, dar nici de cum să se intervină în procesul
instructiv. Nu se poate. Eu nu mă duc, sau dumneavoastră, la un tâmplar să-i spuneți, fă așa că... Da. Nu, aia e meseria lui. Absolut. Asta e meseria noastră. Da. Și meseria de dascăl nu e de aici de culea. E cea care formează oameni. Da. Poate de aceea s-a mărit salariul, pentru că își dau seama și ăștia care ne conduc, da, despre care eu n-am cuvinte frumoase, își dau seama că fără școală nu se poate. Sigur. Și școala este dătătoare de ton în societate, de progres. Când ai profesori pregătiți, dascăl pregătiți pe o anumită materie, lasă-l pe ăla să-și facă datoria. Nu venitul de afară să-i spui că prea multe teme, acolo se poate face și așa, și lăsați-l pe dascăl să fie dascăl. Și vă rog frumos, și este și părerea inspectorului general și este bună, școala să rămână școală, iar dascălii să nu exagereze. Am găsit învățători care dau teme cu nemiluita. Stau copiii și părinții să facă teme, își dau telefoane, unde-i găsit, cum facem, să meargă să cumpere cofraje din alea de ouă, să-și facă nu știu ce, face vânzare de ouă, că poate e prietenă învățătoarea cu, da, cu vânzătoarea. Sunt lucruri la care toate au o limită și fiecare să-și vadă de treabă. Nu se poate lua inițiative fără să știe directorul. Este un lucru cert și introduceți lucrul ăsta. Domn director, o învățătoare vrea să facă un lucru deosebit cu părinții. Să vină să se consulte cu dumneavoastră și să știți despre treaba asta. Contează, nu să vă găsiți, să vă treziți la faptul împlinit. Împlinit. În mediul rural nu sunt astfel de probleme. Cel puțin la noi. La dumneavoastră nu, pentru că în primul rând sunteți dumneavoastră, e primarul, e preotul, sunt trei instituții extraordinare care, dacă își dau mâna, sunt o forță. Da. Dar ce forță! Da. Ce forță! Dacă vreți să realizați ceva în comună, puteți realiza foarte bine prin copii și părinții lor, pentru că fiecare părinte își iubește copilul și face pentru el tot ce dorește spre binele lui. Cea mai bună investiție, până la urmă, e extraordinar, extraordinar. Asta este o investiție sigură, da, de durată și de viitor. Da. De viitor. Da. Domnul director, ați vorbit de mobilier. Dacă v-aș întreba, acum când școala e conturată, arată splendid. Da. Eu mulțumesc în numele părinților și copiilor, vă mulțumesc dumneavoastră că vă îngrijiți de treaba asta. Totuși, ce vă lipsește la școală? Există lucruri care să nu le puteți aborda? Sigur, ceea ce ne lipsește, dar este deja în curs de realizare, este o sală de sport. Da. O sală de sport. Astăzi este improvizată într-o sală de clasă, deci nu avem. Avem, în schimb, terenuri de sport, de fotbal și de handbal. După cum am înțeles din discuțiile purtate cu domnul primar, deja este aprobat. Vă spun că e aprobată sala de sport cu tribună cu 180 de locuri și e locul de amplasament aproape de școală. Da. Așa că chiar l-am întrebat, domnul primar, dar e departe de școală. Da. Nu întâmplător l-am întrebat, ce nu, e lângă școală, da, ca să beneficieze copiii în primul rând și după aceea comunitatea. Da. Se îndeplinește și asta spre bucuria a dumneavoastră în primul rând, pentru că merită copiii ăștia să-și desfășoare activitățile într-o sală. O sală de sport înseamnă mult, foarte mult. Mensana in corpore sana. Așa este. Da. Așa este. Copiii dumneavoastră, da, care termină clasa 8-a, ce fac mai departe? Avem o tradiție cu liceu militar. Aproape anual trimitem câte un elev, care deja avem și elevi care au și terminat acolo. Apoi urmează la Satu Mare, la liceele foarte bune. Avem la doamna Stanca, la Slavici,
la pedagogic. Deci avem viitor, cine să ne înlocuiască. Apoi, sigur, o mare parte și la Tășnad sau la școlile profesionale din Carei. Da. Aproape în totalitate își continuă studiile. Știți, și dacă eu aș fi diriginte, în săptămâna altfel, m-aș duce cu copiii să văd o școală profesională a cărei finalitate este extraordinară, e bănoasă. Mă gândesc la sudori, electricieni, mecanici, meserii plătite. În Artur, de exemplu, Șuta Nicolae, directorul unei întreprinderi, un om extraordinar, un inginer deosebit, îmi spunea că, măi Dorele, dacă ar veni un sudor calificat, da, îi dau de la 1000 de euro în sus. Salar de început. Dați-vă seama, atât sunt de utile, atât de necesari. Au dispărut meseriile astea cu care erau atât de căutate, deși sunt oameni care vor să școlarizeze copiii, patroni care vor să școlarizeze cu contract, dar copiii noștri când termină pleacă din motivele pe care le-am discutat. Păi se organizează ziua porților deschise la toate școlile și trimitem cu microbusele școlare, trimitem copiii să vadă. E bine, la e bine. E bine. Și e bine să vină și directorul școlii de acolo, între copiii de aici, să vorbească cu ei, să le prezinte, să vină la oră de dirigenție. Să-și promoveze. Și să-și promoveze. Da. Și să spună ce le oferă copiilor în față de alții. Da. Și să meargă copiii acolo unde vor trăi mai bine 2 ani de zile sau 3 ani sau 4 ani. Da. Ce părere aveți despre internatele școlare? Înainte era un lucru atât de acceptat de oameni. Veneau copiii de la țară, plăteau puțin, aveau internat, aveau cazare și masă, aveau program, da, de pregătire și meditații și așa mai departe. Și acum s-au uitat de internate. Acum toți suntem boieri, trebuie să copilul, dacă vine de la țară, trebuie să-și caute gazdă, să plătească o droaie de bani, să umble părinții cu mâncare și cu de toate. Nu știu, nu-i bine pusă la punct treaba asta. Nu vi se pare că e suferindă? Este, dar din fericire, deci noile tehnologii, noile infrastructura, ca atare deja nu mai este deci nu mai durează foarte mult o călătorie din mediul rural la oraș, ajungi foarte repede, sunt foarte multe mijloace de transport. Dar sigur, mediul lor ar fi cel mai bine într-un internat în care să fie supravegheați de către categoric. Internet. Deci programul să le fie stabilit. Categoric. Așa pierd timp pe navetă. Da, vă dați seama, cât vine un copil când stă 4 ore, iau pe ăștia mici, 4 ore să stea în bancă, să asculte și să contribuie la desfășurarea orei, un copil e obosit. Da. Ei, mergi acasă și te apuci de teme. Da. Nu rezistă, niciun om mare și nu poate lucra în fiecare zi pe nota 10. Da. Niciun om nu lucrează pe nota 10 în fiecare zi. Da. E indiferent cine ar fi care se crede grozav. Eu sunt pentru, am fost și pentru uniformele școlare, pentru că dacă intri într-o clasă în oraș, nu știi care profesoara este la o parte. Și acolo e parada modei, da, și nu merge. Școala e școală, toți sunt egali, ca la biserică. Degeaba vine el parlamentar și se plimbă prin biserică și așteaptă ca preotul să oprească slujba, să spună, bine ați venit împărăția voastră. Aiurea, să meargă la dracu. În biserică toți sunt egali. Absolut. Și în școală toți copiii sunt egali și cu aceleași drepturi. Eu cred că părinții exagerează prin... Așa e, domn director. Cred că sunteți un pedagog bun. Da. Mulțumesc. Da. Și nu mai cred, dar am auzit. Și să țineți la cadrele didactice, să țineți la elevi, să iubiți, pentru că noi existăm, pentru că există ei. Absolut. Așa da. Este. Da. Dacă ar
ați putea să stabiliți o lege care de mâine să ia ființă să se aplice în învățământ, la ce vă gândiți că ar trebui absolut necesar să se facă ceva pentru că nu merge bine? Eu consider că noile tendințe cu debirocratizarea documentelor, așa, pentru că mare parte a activității cadrodidactice se finaliza cu hârtii și, dosare. Și dosare, prin acest demers va fi un lucru benefic pentru calitatea pentru învățământ. Actului, da, pentru calitatea actului educațional. Da, ar fi o treabă foarte bună, da. Asta. Și legat de viața, de nivelul de trai al dascălului, că a fost neglijat. Dascălul a fost neglijat întotdeauna. Cele mai mici salarii au fost în învățământ. Da. Și dascălii și-au făcut datoria, indiferent cât a fost salarul. Ei, cu greva lor, simbolică, dar ei au intrat la clasă și și-au făcut datoria. Eu îi apreciez. Eu sunt dascăl și știu ce înseamnă să fii dascăl. Îi stimez și le spun părinților și locuitorilor să-i respecte pentru că merită. Oamenii ăștia merită. Să vă luptați pentru ei, să ridicați prestigiul dascălilor întotdeauna. Mai vin părinți cu reclamații și eu la inspectorat primeam reclamații. Niciodată n-am dat curs unei reclamații, ci am chemat pe cei care reclamă, l-am dus fără să știe școala de ce, l-am dus în școala respectivă să vadă cu ochii lui. Da. Nu dați curs reclamațiilor neîntemeiate și netrecute prin filtrul gândirii dumneavoastră. Așa trebuie să fie un director, să-și apere cadrele și profesiunea lui. Știu oamenii să vă mulțumească, domn director, părinții, pentru că vă ocupați și de cadre, dar de copii, în mod deosebit, dumneavoastră sunteți factorul numărul unu în jurul căruia se desfășoară toate activitățile. Oamenii trebuie să știe lucrul ăsta și cred că știu. Și sunt mulțumiți. Eu am vorbit și în biserică și după slujbă. Am vorbit cu oamenii și i-am întrebat, l-am vorbit cu Laza, care a fost dascăl, păcăleală. Oameni serioși care au slujit școala. Da. Și îmi spun despre școala din Santău că merge bine, că e pe drumul bun și pe drum ascendent. Dar părinții știu să vă mulțumească, răspund chemărilor dumneavoastră, se integrează în ceea ce fixați dumneavoastră cu colectivul profesoral. Că trebuie să se integreze părinții, să nu strice. Sigur, foarte important este ca să implicăm și pe ei în activitatea noastră, în activitățile extrașcolare, să vadă că până la urmă avem un singur scop comun, adică rezultatele copiilor. Și atunci eu cred că există această colaborare și acest respect între noi profesori și părinți. Da. Mi-a venit în minte, sunt părinți care ies din comun și ajută școala dezvolt. Vine și ajută școala și are rezultate într-o direcție. Sunt cadre didactice care fac mai mult decât li se cere. Au o activitate și o duc și au succese. Domn director, încercați să le faceți o scrisoare de mulțumire. Cuantet, scrisoare de mulțumire, cu numele lui ieșit în evidență, pentru. Și semnează directorul. O pune în ramă. Și nepoții și strănepoții vor citi. Bă, a fost felicitat de director. Da. Și nu-i mare lucru. Nu. E o scrisoare de mulțumire din partea directorului școlii. Poate să fie un părinte pentru implicarea lui în activități, pentru bunul mers al școlii, pentru ridicarea prestigiului școlii. Face ceva un om. Scoateți în evidență printr-o hârtie care e înregistrată și apare... Ca un document oficial. Cu număr. Da. Cu număr. Exact. Da. Așa cum trebuie. Nu trebuie să vă învăț eu cum se face, dar să-i dați o formă frumoasă, să fie plăcută la vedere, nu text mult, da, dar înlocuiește diploma care a devenit o bagatelă. Se dă diplome la 60% din clasă. Nu mai e diploma. E de participare, da,
Diploma este de scos în evidență a unui om sau doi oameni. Da. Aia este diploma. Scrisoarea dumneavoastră este mult mai valoroasă decât toate diplomele. Este din partea directorului. Sigur că o scrisoare din asta e mândru și primarul. Când primește primarul astfel de scrisoare, înseamnă că e apreciat. A ajutat școala într-adevăr, da. Și se simte. Ei, recompensa este din partea școlii o scrisoare de mulțumire. E o treabă foarte, foarte frumoasă și civilizată. Domnul director, ce nu vă place în învățământul ăsta? Ce nu vă place? M-ați luat prin surprindere, că mie îmi place, că de-aia sunt aici. E adevărat, dar în sinea dumneavoastră, ca și conducător, aveți niște lucruri pe care ați vrea să funcționeze altfel. Ați vrea să fie, să fie mai pe placul dumneavoastră, în primul rând, și a colectivului, a dascălilor. Chiar. Nu, nu pot să zic că nu-mi place nimic. La UNESCO figurează că, dau un exemplu, da. Concediul cadrelor didactice este egal cu vacanța elevilor. Nu este adevărat. E, dați-mi voie să vă spun. E, la noi nu e așa. La noi știe care 62 de zile sau nu știu câte are. Da, așa e. Și asta este concediul. Ai treabă, n-ai treabă, vii la școală. Să nu vă închipuiți că vacanța elevilor e dată aiurea, că e nevoie de ea. Sigur. Un copil obosește, mintea lui trebuie să aibă o porțiune de odihnă, un spațiu. La cadre mai mult. Cadrele didactice nu sunt muncitori care semnează condica și își ia salarul. Se pregătește acasă mult un dascăl adevărat. Pentru o lecție poate se pregătește 2 ore, da. Pentru o oră. Strânge material, caută bibliografie, face însemne pe cărți, pe... nu-i jucărie. Un dascăl care e dascăl și se respecte, să știți că merită concediul exact vacanța elevilor. Am dat un exemplu, că mi-a venit în minte, dar multe lucruri le observă un director în fiecare zi. Măi, ce bine ar fi dacă ar fi așa, dacă am avea putere, dacă în Consiliul Local eu aș putea să merg cu niște propuneri care să fie discutate și apreciate de consilieri pentru bunul mers a școlii. Multe lucruri. Puterea directorului trebuie să crească. Dacă directorul nu are putere, înseamnă că degeaba director. Nu, domnule, am spus așa, așa rămâne. Da. Sigur, cu respectarea legilor în vigoare. Cum vă înțelegeți cu inspectoratul școlar? Foarte bine. Ce așteptați de la ei? Să continue tot în același demers pe care... Vin la inspecții. Da. Nu îți vorbesc de inspecțiile de grade, de filtiva, de... RODIS, inspecție RODIS, da. Da. În fiecare an școlar, 8 unități școlare, 4 în primul semestru, 4 în al doilea, sunt inspectate către RODIS, în care, sigur... Cu calificative. Da, cu calificative și vin, eu zic că orice inspecție este un lucru pozitiv, pentru că ai ce să înveți. Am avut și inspecția din partea RACIP-ului, am primit autorizația. Da. Da. Și chiar am învățat foarte multe lucruri de la cei doi inspectori care au fost. Da. Deci orice inspecție, eu zic că este binevenită. Domnul general, a fost pe la dumneavoastră? Da, am avut un cer pedagogic la învățământul primar. Toate învățătoarele din zona Carei au fost la noi în localitate și a participat și domnul inspector general. Da. Și cu ce impresie a rămas? Ce v-a spus? Păi, ceea ce și părerea dânsului despre mine s-a confirmat încă o dată. Da, mi-a spus și mie. Mi-a spus și mie. Chiar am fost la el. Am și făcut emisiune cu el și merg pentru că ne întâlnim des și ai cu cine discuta. Da. Să știți că e pasionat pentru ceea ce face. Eu îl felicit pentru că a crescut învățământul. Eu o viață întreagă în învățământ am fost și
sincer vă spun, a crescut învățământul de când Călin Durla coordonează activitatea învățământului. Are un plus pentru că a lucrat la cadre și contează mult. Cunoaște absolut tot învățământul. Toate. Teribil. Da. Și conduce cea mai mare sferă a activității noastre, învățământul. Da. Noi suntem primii, deși ne consideră mulți că nu, ce învățământ, suntem primii. Îmi place să vorbesc despre învățământ, îmi place să văd rezultatele oamenilor din învățământ, îmi place să vorbesc cu dumneavoastră pentru că sunteți conducători de unitate deosebită și vă rog să păstrați mândria asta în localitate și cu localitatea dumneavoastră în județ, să o păstrați pentru că e o școală teribilă. V-ați obișnuit cu ea și nu vedeți, dar din toate punctele de vedere, Santău a crescut ca valoare. Vă rog să mă credeți, și primărie, și școală, și biserică, este acest trio puternic care nu se lasă încovoiați niciodată. Sunt verticali. Da. De ce vă spun lucrurile astea? Să audă alți directori de școală, să aibă mândrie în ei, să nu fie așa, lasă-mă să te las, să fie ambițioși, să fie tenace, luptători pentru școală, așa cum sunteți dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că mă bazez pe spusele a unor oameni care au un cuvânt de spus. Îl amintesc pe Călin Durla, îl amintesc pe primar, îl amintesc pe preotul Vasile Perșe, a spus că școala... Am și fost la activități. E prezent preotul, primarul, lângă director. Da. E un lucru formidabil. Da. E un lucru formidabil. Rar se întâmplă lucrul ăsta. Eu îi văd, eu îi filmez, da. Camera nu minte. Da, da. Așa este. Ce gânduri aveți pentru anul acesta? Gânduri de viitor, am depus 3 proiecte. Sunt foarte importante ca copiii insistă asupra acestor lucruri, proiectele astea europene. Foarte importante ca un copil din mediul rural să ajungă în Londra, de exemplu, sau în Istanbul, în Turcia sau în Polonia, să vizităm Cracovia. Proiect foarte bun. Proiecte foarte bune și pentru anul școlar, pentru următoarea etapă, vom depune 3 proiecte și sperăm să ni se aprobe. Unul ca și coordonator și 2 ca și partener. Deci 3 proiecte europene. Da. Vom depune anul acesta, în martie. Da. Se depune. Dacă doriți să le transmiteți colegilor din subordinea dumneavoastră ceva, vă rog. Deci să-și continue activitatea ca și cum și-o fac și în ziua de astăzi. Să fie normal. Da. Așa cum sunt ei. Da. Înseamnă că sunteți mulțumit de ei. Sigur. Absolut. Da. Eu le transmit să aibă multă sănătate și împliniri, să fie lângă dumneavoastră în toate inițiativele, pentru că sunt bune, să știți că aveți prieteni mulți, chiar în comună, în conducerea inspectoratului, să știți că aveți prieteni în plus, televiziunea și ziarul, și să vă bazați pe noi întotdeauna, când aveți activități deosebite, chemați-ne, cu tot dragul venim la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și în tot ceea ce faceți dumneavoastră, succesele să vă însoțească. Mulțumim și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Stimați telespectatori, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu domnul Baloc Ciprian, cu directorul școlii din Santău, un director ambițios, un om harnic, un om cu bun simț, un om care își iubește meseria și să fim întotdeauna alături de lucrurile bune pe care le face, de inițiativele dumnealui. Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!